Binecuvântat să fie de Domnul fiecare suflet care a ales astăzi să vină la ascultarea Sfântului Cuvânt. Amin. Și Domnul să se îndure și de mine. Amin. El să-mi făurească în mintea mea frazele și cuvintele care trebuiesc rostite ca să aducă lui Dumnezeu glorie și slavă și fraților și surorilor învățătură cu care să ne putem apropia de scaunul Harului. Doamne Iisuse, ajută-ne! Vă aduc salutări sfinte de peste ocean, de la frați. Și acum, ce să mai spui de fratele păstor Andrei, că o să-l întâlniți azi, mâine, fiind în Deva și el. Amin. Glorie Domnului Iisus! Amin. Dar atât el cât toți ceilalți frați, la plecare m-au însărcinat să salut frățietatea cu salmul obișnuit pe care îl transmite biserica noastră, salmul 20. Să te asculte Domnul în ziua năcazului. Asta e cea mai mare binecuvântare. Domnul Iisus Hristos să împlinească aceasta pentru fiecare. Amin. Când dă de un necaz și strigă către Dumnezeu, să fie ascultat. Amin. Adesea ori necazul poate să fie lung, dar dacă e ascultat, să termină cu bine. Adesea ori necazul să termină mai repede, datorită faptului că Dumnezeu nu îngăduie mai mult, văzând slăbiciunea noastră umană, și atunci să nu ne pierdem în deznădejde, necazul să curmă mai repede. Mi-aduc aminte că îmi spunea Persida, care mereu a fost pe la Târgoviște, că într-o iarnă o mână de oameni din ăștia cu bani au plecat din Târgoviște să schieze în munții Austriei, ca și cum România n-ar avea munți. Dar oamenii așa le place, drumeții. Și acolo o fetiță de 14 ani, 14-15 ani pe acolo, știa să schieze, dar s-a pierdut. A căzut și probabil că și-a rupt aici piciorul și de ce a intrat în com atunci? Și cât a stat în comă? Da, să vedeți ceva. Tatăl ei frecventează într-o biserică penticostală, dar el altfel e creștin după Evanghelie. Timp de 2 luni de zile nu s-a mișcat de lângă fată, fata în comă. Și ei nu au știut și nu au făcut ungere cu un de lemn sau altceva, dar ce-a făcut el? S-a rugat într-una și-a citit Biblia într-una, timp de 2 luni. La 2 luni de zile, într-o dimineață, când el citea un cuvânt din cuvântul Domnului, fetița lui a strigat, Amin! V-am spus aceasta ca să vedeți ce mare putere are cuvântul. Glorie Domnului! Amin. Sau, dacă vă aduceți aminte de Nemia, când a pus toată adunarea în ascultare de cuvânt
și să sfințea cu cuvintele lui David, citind salmi, să sfințea. Ce mare lucru e acesta! Și Domnul Iisus Hristos spune cu sfânta lui gură: acum voi sunteți curați din pricina cui? Cuvântului pe care l-ați auzit. Aleluia! Astăzi am citit un capitol întreg din Evrei, prin prea iubitul păstor, fratele Daniel. Dar trebuie să credem că ascultând cuvântul cu atenție, intrând cuvântul în inimile noastre, suntem sfințiți. Amin. Glorie Domnului Iisus! Capitolul acesta e plin de o mare învățătură și nu mai avem vreme astăzi să vorbim de tot. Dar ne vom opri totuși la cuvântul prim citit. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămânem în picioare, făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Asta pentru biserica de aici astăzi sună. Niciunul, nici bătrân, nici tânăr, nici copil, să nu se pomenească venit prea târziu. Ce înseamnă asta? Asta însemnează că atâta vreme cât conștiința ți curată, mintea te ajută, gura poate vorbi, să-L lauzi pe Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu. Eu am văzut mulți copii care se roagă cu mult foc și am văzut copii care rugându-se singuri au fost botezați de Domnul. Marirea lui. Și am văzut copil, chiar nepot, care în fiecare seară e mic, nu se culca până nu striga la toată casa: acum ne rugăm! Și venea tată sau mamă sau și surorile, erau în casă toți, și el începea un verset de cântare și citea un cuvânt, două, și îi punea pe toți pe genunchi și se ruga, dar el se ruga mai tare ca toți. Și era mic, nu era mare. Dar astăzi are 20 și vreo unul de ani, predică Evanghelia fără nicio știrbitură în engleză, în românește. Toți întreabă, unde te-ai născut? Cum să se nască? În Canada. Dar el n-a părăsit nici limba română, cum fac mulți. Proverbul la români și în special în Ardeal este așa, că vremea bună se cunoaște de... Mai conștiți, slăviți să fie Domnul. Nu, atunci aveți grijă, uite, de copilași, de fetițele astea, de băieței ăștia, de pe aici, că vremea bună se cunoaște de dimineață. Copilul tău, de la 3 ani înainte, când aude de rugăciune, trebuie să știe să se roage. Copilul tău,
De la 4-5 ani înainte trebuie să știe să rostească câte un verset, două, câte o cântare, pe măsura lui, și să crească în asta. Almintrelea, el vine la adunare, că l-aduce mama, tata, dar pentru el adunarea nu înseamnă nimic. Și mai de la 8 ani încolo, adunarea pentru el e pușcărie. Nu mai pricepe nimic, nu mai înțelege nimic, nu mai vrea să asculte nimic. De-abia așteaptă să plece acasă. Nu se poate bucura. Învățați pe copii calea Domnului de mici. Și când vor îmbătrâni, nu se vor îndepărta de ea. Dar dacă de mic nu-i băgat în mintea lui cuvântul, când trece de la 80 ani înainte, deja îl pot socoti pierdut. Te-ai ostenit, l-ai crescut, l-ai hrănit pentru lume. Și asta e mare bai. Asta e mare bai. Prin harul Domnului, noi am avut 8 copii, fiindcă e scris în Biblie, pe voi înși vă dați-vă pildă, turmi. Și am mai crescut 3 de la azil, care nu știau nici vorbi, nici mânca, de pe la 5 ani jumate. Dar, prin harul Domnului Iisus, toți cei 8 copii ai mei slujesc în vreun fel oarecare Domnului. Trei băieți sunt ordinați, 2 de prezbiteri, 1 diacon, și fiecare se îndeletnicește cu ceva pentru biserică, pentru Domnul. Mirare că alți au un copil și când ajunge la 17-18 ani, nu-i mai poate porunci și se duce în treabă. De ce? Pentru că mama și tata au avut o minte slabă, șchirbită. Lasă că o să învețe el, lasă că o să se roage el, lasă când crește mai mare. Și asta e mare pagubă. Acum ai autoritatea asupra lui, acum învață-l. Că după ce ai pierdut autoritatea, nu mai poți tu porunci. Și am văzut multe catastrofe familiale din astea. Noi suntem meniți să avem odihnă. Cum Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale și nouă ne-a pregătit odihnă. În primul plan a pregătit odihna în sabat, în a 7-a zi din săptămână. Căci până la împărații romii, zilele nu aveau nume, numai număr. Ziua întâi, duminica, ziua 7-a, sâmbătă și așa mai departe. Dar de la împărații romii încoace, s-au pus nume la luni, după numele împăraților lor. S-au pus nume la zile, după zeii la care ei se închina. Luni pentru zeul lună, marți pentru martie, miercuri pentru mercur, joi pentru Jupiter, vineri pentru Venus, sâmbătă pentru Saturn și duminică pentru soare. Și așa până astăzi în engleză și în alte limbi, la duminică îi se spune ziua soarelui. Dar
Toate acestea era o suprapunere încă din Levitic și în continuare prin lege să se țină ziua a șaptea. Și ziua a șaptea s-a ținut până când înțelepciunea a tăiat cei șapte stâlpi. Capitolul 9, versetul 1 din Proverbe. Înțelepciunea și-a zidit casa și și-a tăiat cei șapte stâlpi. Atunci a tăiat primul stâlp jertfele sângeroase și altarele lor unde ardeau jertfele. Era ceva de neconceput fără așa ceva. Toți zideau altare, toți jertfeau. Dar l-a tăiat Iisus. După ce și-a zidit casa. Înțelepciunea și-a zidit casa. Și-a tăiat cei șapte stâlpi. Primul a fost ăsta. A doilea au fost ceremoniile, ceremonialurile cu spălările lor de vineri seara, cu spălările după ieșit în public, cu câte toate aveau ei. A tăiat și ăsta. Apoi el a tăiat legea veche, cele 10 porunci. Le-a tăiat. Era stâlpul poporului evreu. Le-a tăiat și pe ăla. Apoi a tăiat preoția vechi testamentală, care era stâlpul principal. După aia a tăiat sabatul în care se încredea evreii. Și mulți oameni azi sunt căldăriți de cap că nu poți fi mântuit dacă nu ții sabatul. Dar asupra jertfei lui Hristos nu este faptă omenească. Noi suntem mântuiți prin jertfa lui Iisus. Amin. Nu prin legi și fapte omenești. În cele din urmă a tăiat și al șaselea stâlp, care era templu, templu Domnului, până când l-a nimicit din temelii, tot. Și al șeptelea a tăiat poporul evreu, maslinul. Numai nu l-a dezrădăcinat. L-a tăiat și nu l-a dezrădăcinat. Și în butucul lui am fost altruiți noi, glorie Domnului, fiindcă Domnul Iisus Hristos a spus și în conversația cu ucenicii, cine zic oamenii că-s eu, fiindcă evreii deja se închina pe atunci la multe alte lucruri și erau foarte bântuiți de zeul ăsta care până astăzi învață pe oameni tot felul de lucruri. Îi zice că are 99 de discipline și una din disciplinele mai superioare îi să vorbească în limbi și să navigheze sufletul în aer, să fie, să plutească, să meargă, să-l adune sau să-și programeze plecând din Deva, cine să-l ajute, aștepte în gară în București și ăla l-așteaptă. Yoghiștii, atât îți de cumpliți Duhul lui Yoga. Ăla a fost cu cel puțin 1000 de ani înainte de Hristos între oameni. Și acum, la întrebare,
răspund ca iogiștii. Cine zic oamenii că-s eu? Pe unii zic că ești Ieremia, alții că ești Ilie, alții că ești unul din proroci. De ce răspundeau ei așa? Fiindcă toți erau afectați de yogism, care spunea că sufletul omului, când moare, revine înapoi în altcineva, se naște în altcineva. Sau dacă nu, cum am avut o discuție lungă de la București până în Sibiu, cu trei yoghiști care au fost la o conferință a lor la București, și apoi am întrebat în cele din urmă pe el mai tânăr dintre ei, unul era ofițer, una era nu știu ce învățată. Tânărul ăsta avea și el ceva facultate, nu mai știu. Bine mă, dar yoga, ce zice de iertarea păcatelor? Nu el ne învață numai să umblăm frumos, să nu facem rele? Dar de iertare nu se vorbește. Dar păi de mântuire? Păi nu. Dar dacă mor, ce să alege cu tine? Păi dacă ești bun, vii într-un porumbel. Dacă ești rău, vii într-o broască, într-un șarpe. Bravo, mă! Dacă vii într-un porumbel, să zvârle urul și te mâncă. Păi ce ai mai făcut? Vedeți cât e de șcapă și de nebună învățătura. Cu toate astea, majoritatea oamenilor din România țin de yoga, cu diferitele discipline. Cum să se bată, cum să biruie, cum să... Toate astea sunt de la yoga. Și mulți părinți își dă copiii la așa ceva, că nu se educați. Domnul ne-a promis nouă odihnă, nu lucruri demonice, ci odihnă. Dacă v-ar fi dat Iosua odihnă prin sabat, cine a dat sabatul acum? Iosua sau Moise? Cine? N-ai studiat. Dragul meu, prin Moise s-a dat legea și s-a zis a șaptea zi. Dar cine știa care e a șaptea zi? Ei au socotit șapte zile și au lucrat după asta până la Iosua. Dar Iosua, când n-a putut cuceri cetatea Ai, iasă în toiul nopții. Singur. Cum? Am auzit ceva, dar nu știu. Să vadă cum să cucerească cetatea aia. Și îl întâmpină un personaj pe care îl înfioară. Sigur, era o altă statură, nu normală, un alt chip, nu normală. Dar Iosua vitează în felul lui cu toată frica. Cine ești? Ești dintre ei noștri? Ori ești dintre vrăjmașii noștri? Adică nu la Erihon, așa. Cine ești? Eu nu sunt nici dintre-i voștri, eu nu sunt nici dintre vrăjmașii voștri. Dar cine o zis că-i? Cine? Căpetenia oștirii, Domnului. Și atunci cine e ăla? Domnul, Iisus. Iisus. N-așa scrie în Psalmul 24, porți ridicați-vă capetele să intre, dar cine e ăsta? Domnul oștirilor, glorie Lui, Împăratul Slavii, ăsta e Iisus. Și ăsta îi notează la Iosua.
ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia, ziua a patra, ziua a cincea, ziua a șasea și a șaptea. În toate zilele înconjurați odată, Danta șaptea. De șapte ori. Ce odihnă le-o dat Iosua acum? De șapte ori să lucre mai mult decât în celelalte zile. Ca să aibă odihnă, să scape de vrăjmași. Măriți să fie Domnul. Și atunci Domnul le-a dat odihnă. Acum Iosua dă odihnă. Dar odihna asta preînchipuie pe cea rostită prin David în Psalmul 118. Aceasta este ziua care a făcut-o Domnul. Pe ce zi asta? Asta e ziua cea de la început, când Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și lumina asta a fost numită zi. Și acesta era Iisus. Nu lumină de la soare, stele sau lună, că nu era nimic. Ci aceasta era lumina întregului univers. Și întregul univers încă nu-i cunoscut de omenire cu toate aparatele. Ce-a putut ei desprinde? Că un cer ca ăsta pe care noi îl vedem sunt 7 miliarde de ceruri. Și atunci Biblia ne scrie că Dumnezeu stă în locurile prea înalte. Neemia zice, cerul cerurilor, cerurilor, de 3 ori. El vedea că-s multe, dar nu știa să numere până acolo. Și de acolo Dumnezeu ne privește pe noi, pe toți. Glorie Domnului! Astea erau făcute și acum urma să fie făcut pământul și tot ce-i pe el, și ape, și așa mai departe. Vedeți? Și atunci nu era decât întuneric în zona asta, care ar ține de soare, de ce vedem noi. Și Tatăl a strigat să fie lumină. Și a fost lumină. Și atunci Ioan, în capitolul 1, ne spune că aceasta e adevărata lumină care, venind în lume, luminează pe orice om, slăvit să fie Domnul. Dar cine e această lumină? Cuvântul. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și acest cuvânt a luat trup ca mine, ca noi toți, și a suferit ca noi în toate, ca să ne dea nouă odihnă. Mărit să-i fie numele. În felul acesta, deci, să luăm bine seama ca niciunul din noi să nu se pomenească venit prea târziu. Există un timp bun, dar există un timp prea târziu. Prea târziu, de exemplu, un frate avea un prieten bun și tot vestea Evanghelia și hai mă să te botez. Apoi nu viu acum. Dar eu mă botez, eu nu vreau să mor așa, eu mă botez, dar nu viu acum, că îs copiii ăștia în școli și în cutare și cum era atunci, să nu-i de afară copiii și câte toate.
La un moment dat a venit o boală crâncenă pe el și trimite după fratele. Măi, frate, mă gândesc că acum voi muri, și n-am luat botezul. Nu vrei să-mi faci botezul? De ăsta zice către el. Dar tu crezi că la Dumnezeu îi trebuie numai mortăciuni din astea, cum ești acum? Dacă te scoli și vii pe picioarele tale până la Someș, că era în zona aia către Beclean, te botezați. Dar eu nu mă pot scula. Păi dacă nu te poți scula, dacă nu poți veni la botez, eu nu te botez. Păi m-am auzit că poți să-l strupești cu apa, că eu nu fac din alea. Eu știu că trebuie să fii ascuns sub vălul apii. Dacă nu te pot ascunde sub vălul apii, treaba ta. N-ai vrut să vii când ai putut, acum vrei să vii. Și nu l-a botezat, s-a murit omul. Multe-s din astea. Dragii mei, odihna știți care-i? Odihna-i Iisus. Și odihna-i Duhul Sfânt. Amin. Ia vedeți ce scrie Isaia 28 cu versetul 11 și 12. Să vedeți ce scrie acolo. Hai, citește careva. Isaia 28, versetul 11 și 12. E trecut frate Bozan, pe monitor. Citește. Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbăitoare și cu vorbire străină, voi vorbi poporului acestuia. El îi zicea, iată odihna, lăsați pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă, dar ei n-au vrut să asculte. Mai citește și în 1 Corinteni 14 cu 21. În lege este scris, voi vorbi norodul acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Mulțumim! N-ați auzit? Care e odihna? Noi sărbătorim azi o zi de odihnă. Amin. Dar ziua aceasta de odihnă ne scrie în capitolul 2 din Faptele Apostolilor, că erau prezenți atunci câte nații? Mai jos ți le enumeră, dar de deasupra, în versetul 8 sau câte acolo, ne spune că erau prezenți atunci oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer, nu numai cei enumerați, ci din toate neamurile care sunt sub cer. Și aceasta a adus odihna pentru oameni, pentru creștini adevărați, pentru cei botezați în apă, pentru cei botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Ei trebuie să se odihnească în Domnul, mărit să fie numele Domnului. Amin. Pentru că noi, prin botezul în apă, am murit împreună cu Hristos. El a fost bătut, maltratat, chinuit, răstignit și a murit. Noi ne-a dat ceva simplu de tot, dar de mare valoare. Doar să credem și să încheiem un legământ cu El, botezându-ne în apă. Că așa zice și credeu. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțuitorul, făcătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute.
Și apoi și într-unul Domn Iisus Hristos născut, iar nu făcut, care e deopotrivă cu Tatăl, dar la a optulea articol, și într-un botez spre iertarea păcatelor. Eu pot să vă spun că mărturisesc un botez, că l-am făcut. Nu ăla de copil când n-ai știut nimic, ăla-i nul. Ăla nu poate folosi la nimic. Ăla nu-i mântuitor, ci unul, așa cum zice și în Catechismul Catolic editat în 77 la București, penitentul care vrea să încheie legământ cu Dumnezeu trebuie să îmbrace haina albă a botezului, arătând că de acum devine mireasa lui Hristos și prin botez să împreună cu Hristos. Dar biserica încuvințează și botezul copiilor mici, continuă ei să scrie. Păcatul este că nașii nu-și fac datoria și nici părinții ca să-i învețe pe copii astfel neînvățați să pomenesc că ajung mari și nu sunt împreunați cu Hristos. Și așa se întâmplă. El zice-s creștin, dar fumează. El zice-s creștin, dar sunt beată. El zice-s creștin, dar înjură de Hristos, înjură de Dumnezeu. El zice că e creștin, dar fură, trăiește în adulter și în lucruri scârboase și slabe. Na, ce fel de creștin e ăla? Cât în Hristos v-ați botezat, a zis Sfântul Apostol, cu Hristos v-ați și îmbrăcat. Și atunci vine Psalmul 139 și îți spune: tu mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte și spui mâna peste mine. Așa că în Hristos suntem băgați ca într-un recipient în care ne acopere. În spate ne păzește de loviturile care noi nu le cunoaștem și nu le vedem și ar putea să ne lovească Satana. Dar el ne înconjoară pe dinapoi. Mai sunt frați și surori care rostesc un cuvânt foarte greșit, zicând: înapoi a mea Satana. Vai, Doamne, ce păcat mai vorbești! Adică pe cel mai mare vrăjmaș a sufletului tău, ce-i să fie înapoi a ta? Domnul Iisus a zis că nu, El vrea să fie, să te păzească pe dinapoi. Nu Satana, ăla nu te păzește, ăla te omoară, mă. Vezi? Și apoi, dacă El e pe dinapoi, El e pe dinainte, deci a format recipientul ăsta și deasupra pune mâna peste tine și îți stropește cugetul cu sângele jertfei Lui ca să te curățească de orice faptă moartă, de orice gândire năzdrăvană, de orice păcat. Sângele Lui Iisus Hristos ne curățește. Mărească-se Domnul! Așa că, intrând în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu, tu ai devenit frate cu Hristos, ai devenit fiu al lui Dumnezeu, ca și Iisus, prin botezul în apă și prin Duhul Sfânt, a cărei semn prim e vorbirea în limbă de care ai auzit și pe prorocul Isaia: voi vorbi poporului ăsta printr-o limbă borborosită, zdrobită,
Și ăsta e locul de odihnă. Adică atâta odihnă dumnezeiască și spirituală guști în momentul când prin tine curge vorbirea din Duhul Sfânt. Mărească-se numele Domnului. În felul acesta, capitolul 4 din Evrei îți arată lămurit că odihna pe care Dumnezeu a înlocuit-o din sabat în Hristos, sabatul nu mai are nicio valoare, e un stâlp tăiat. De aceea în Ioan 5:18 ne spune: tocmai de aceea căutau evrei și mai mult ca să-l omoare. De ce? Fiindcă desfința ziua sabatului și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Astea două motive l-au dus la răstignire, că era scris în legea lui Moise, în Deuteronom. Oricine va desfința sabatul să fie răstignit pe lemn, să fie atârnat pe lemn. Și atunci în Coloseni, capitolul 1, cu oarecare verset, acolo ne spune: el s-a făcut blestem pentru noi. Că tot acolo scrie: cel răstignit e blestemat să nu rămână noaptea pe lemn, ca să nu spurce țara, zice Moise. Și el, Iisus, cel neprihănit, fără pată, fără zbârcitură, fără greș în vorbire, fără nimic, s-a făcut blestem pentru noi. Că noi eram deja sub gheara Satanii, sub păcat, în întuneric, blestemați, pentru iad sortiți. Și Iisus a venit și s-a pus ca o ușă în grozavul zid care despărțea împărăția lui Dumnezeu de împărăția lumii și a întunericului. Și a strigat: eu sunt ușa! Cine intră prin mine va intra, va ieși și va găsi pășune! Glorie lui Iisus Hristos! Dar în tot zidul de despărțire dintre cele două împărății, a întunericului și a luminii, nu este nicio ușă. Iisus a luat asupra lui povara zidului ce ne despărțea. Zidul păcatele omenirii. Și a făcut o ușă prin care noi să putem ieși la lumină și la împărăție. De aceea, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Nu că eu sunt scris în registrul la biserica nu știu care. Aia nu valorează. Are o valoare, dar nu valorează ca să fii sigur că te duci în rai. Tu trebuie să trăiești. Cine iubește pe Iisus, cine vrea să ajungă în rai cu Iisus, trebuie să trăiască și el cum? Cum a trăit Iisus. Domnul Iisus Hristos de la naștere și până înainte de naștere are o carte în care e scrisă tot ce a făcut el. Și aia se numește Cartea Mielului în Apocalipsa. Și atunci, la marele scaun a judecății, s-au deschis multe cărți. Una pentru mincinoși,
Hai să vedem, Hozan, e scris acolo, mă, și ăsta mai mințit, e scris și ăsta acolo. Alta pentru furt. Furat-o Hozana, mai furat și eu, mere și ce știu mai ce, când eram copil. Mai scris și acolo. Și așa continuă toate păcatele, fiecare cu cartea lui. Dar în cele din urmă s-a deschis o altă carte. Și asta e cartea vieții mielului. Îi scris Hozana în cartea asta? Da, e aici. Celelalte nu mai au valoare. Mărească-se numele Domnului. Toți cei scriși în cartea vieții mielului vor trece în dreapta ca oi răscumpărate prin sângele lui Iisus. Glorie Domnului Iisus! Ce minunăție! Deci în Iisus și în Duhul Sfânt noi avem sabatul întreg. A Domnului să fie toată cinstea, gloria și slava. Nu știu cât e ceas acum. 11:09. Numai atâta? Slavă Domnului Iisus! Scumpii mei! Cuvântul acesta ne duce cu adevărat cu gândul la capitolul 2 din Fapte, unde Dumnezeu a prorocit prin Moise în Levitic despre sărbătoarea a 50-a zi după Paști. Și acolo, în Levitic, ne spune că în ziua aceea trebuie să fie aduse ca jertfă ce nu s-a adus niciodată. Două pâini cu aluat făcute. În toate jertfele trebuie pâinile fără aluat. Și acum cere două pâini cu aluat, dar copte bine. Dacă pâinea e coptă bine, mai dospește ceva e? Nu mai dospește nimic. Dar dacă nu-i coptă la mijloc, mai are încă aluatul necopt cum trebuie, ăla se strică repede, dospește, vedeți? Și astea două pâini să fie ale preotului. Ori preotul nostru e Iisus. Cele două pâini cu aluat, cu păcat în ele, cum am zice, sunt al lui Iisus, dar să fie copte bine. Astfel o pâine dintre neamuri și o pâine dintre evrei. Și neamurile și evreii sunt păcătoși. Toți sunt păcătoși. Dar dacă pricep și vin la mântuire, închei un legământ cu Dumnezeu, prin botezul în apă și stăruiesc și postesc și să roagă, să coc bine, atunci alea nu mai dospesc, nu mai săvârșesc păcatul cu lăcomie, ci dacă se întâmplă un păcat, e ca un accident. Nu este niciun șofer să vrea să accidenteze. Dar se întâmplă. Atunci vine Ioan. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un... Cine e ăla? Iisus Hristos, glorie Lui. Și El mijlocește la Tatăl pentru...
sfinți, nu pentru toți, pentru sfinți și după voia lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Prin urmare, toți acei peste care Duhul Sfânt s-a coborât și le-a dat vorbirea în altă limbă și ei o păstrează și vorbesc în rugăciunile lor în alte limbi, preamăresc jertfa lui Iisus în limbi noi, preamăresc opera asta de mântuire a omenirii, ăștia sunt sfințiți, ăștia sunt sfinți, ăștia sunt sfinți Domnului. Chiar dacă nimeni nu ți-a zis sfânt, cuvântul lui Dumnezeu îți spune astăzi, tu ești sfânt. Aleluia. Mărit să fie Domnul. Amin. Și atunci asâlește-te să te porți ca un sfânt, ca o sfântă. A Domnului să fie toată slava. Amin. Și aceasta apoi minunat. Dacă așa umbli, dacă trăiești cum a trăit Hristos, tu vei fi scris în cartea vieții lui Hristos. Și atunci, indiferent câți ani ai trecut din viață ca sălbatic prin ea, făcând toate relele, în ziua când tu ți-ai predat viața lui Hristos și Hristos te-a recuperat din nenorocita stare și te-a umplut și cu Duhul Sfânt, celelalte toate au trecut în marea uitării sau în fundul mării. Gata cu ele. Slavă Domnului! Cântam o cântare că eu le-am uitat și bine știu că le-ai uitat și tu, mărit să fie Domnul. El nu ține minte păcatele noastre. Oamenii își țin minte păcatele unii la alții. Pe a lor le au în minte, dar le acopere. Fiecare nu vrea să vorbească de păcatul lui, dar vorbește cu sete de păcatul altuia. Dar Domnul Dumnezeu nu le ține minte. El le lasă uitării pe veci. Glorie Domnului! Și tu care ții minte păcatul altuia, tu te faci un vinovat. Vă aduceți aminte de uneltirea Mariei, sora lui Moise, care a început să obiecteze de la faptul că Moise nu are nevastă evreoaică. Dar cine știe cât o mai adăugat ea? Păi nu ăsta a omorât-o în egipteană, păi nu ăsta a făcut aia, păi nu ăsta... Cine știe cât o știut ea că o fi făcut Moise? Fiind fiul fiicei lui Faraon, având toate la îndemână. Și a vorbit împotriva lui. Dar Domnul a auzit, s-a unit cu ea și fratele său Aron, erau amândoi mai mari ca Moise. Și acum pune la îndoială oarecum sfințenia lui Moise. Măcar că el era sfânt, că Duhul lui Dumnezeu era peste el și în el. Și era sfânt. Și Dumnezeu a auzit și s-a supărat. Și într-o zi, când clevetirile astea erau mari în poporul evreu, Dumnezeu se prezintă și îi spune lui Moise, să veniți la cortul întâlnirii câtești trei, tu, Maria și Aron, câtești trei să veniți la cortul întâlnirii. Și ei au venit, cortul întâlnirii era cortul unde locuia Moise. Vedeți cât era de sfânt Moise? Încât el dormea în cortul întâlnirii.
Și aici vine Dumnezeu. Glorie Domnului. Și atunci Domnul îmi întreabă, cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu Moise? Cum de nu v-ați temut? Eu mă descoper la proroci, într-un vis, în ceva, dar nu curat, nu pe deplin să înțelegeți. Dar cu Moise, nu așa, cu el vorbesc gură către gură. El vede chipul meu, mă, ce lucru, cum de nu v-ați temut? Vedeți? Dar nu zis, voi ați vorbit minciuni, că nu a vorbit minciună, a vorbit adevărul. Odată doi frați sub cupol acolo la noi vorbeau aprinși unul cu altul despre un alt frate. Și unul îi spune, mă, eu știu, mă, ăsta a făcut așa și a făcut așa. Dar ăla la alt, dar de ce nu-i spui, mă, mi-e rușine? Mă, spune mie, că mie nu-mi rușine, eu îi spun. Eu aud, stau, asist un pic. Ăsta iară continuă. Spune mie că mie nu-mi rușine. Mă bag între ei cu vorba, zâmbesc și îi spui la un moment dat, frate, chiar nu-ți rușine. Nu, numai să spui cum a fost adevărata, pe mine nu-mi rușine. Auzi, în proverbe este scris ceva. Cel nelejuit n-are rușine. Te încadrezi acolo? Ai nou, dar păi eu, dacă știu că e adevărat, măi. Nu mai știi un alt verset din proverbe? Dacă ai o pricină, apără-ți pricina ta, dar nu da pe față taina altuia. Nu te ocupa de altul. Când tu dai pe față taina altuia, tu nu-L aperi pe Dumnezeu. Tu arunci o cară asupra lui Dumnezeu. Tu arunci o cară asupra fratelui, asupra surorii. Păi nu te-a pus pe tine cineva judecător, mă. Dumnezeu-i judecător. Glorie Lui. Păziți-vă de a vorbi de ăla și de ăla în fel și chip. Mai bine tăceți. Că proverbul românesc zice tăcerea e cam nerea. Adică e dulce, e bună și așa îți pare de bine câteodată când ai tăcut și-o trecut vâlva. Cerți, vai, Doamne, dacă zicem eu aia, păi ce se întâmplă? Dar bine că m-a dat Dumnezeu stăpânire și am tăcut. Doamne Iisuse, fă-ne să stăm în Tine. Amin. Și niciunul din noi să nu se pomenească venit prea târziu. Pentru că al mintrelea, versetul așa, 11, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Glorie Domnului Iisus! Amin! Când nu ești în odihnă, când ești din Hristos, când părăsești pe Duhul Sfânt și îți faci de cap, atunci tu cazi în neascultare de cuvânt. Și neascultarea de cuvânt, asta pe tine o să te coaste. Asta pe tine te va durea rău într-o zi. De aceea, câtă vreme să zice astăzi, să ne grăbim, să intrăm în odihna Lui, să ne grăbim, cum s-a citit și despre Cornelie,
se poate opri apa aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi la început. Vedeți? Ce mirare au fost pe evrei mergi acolo cu Petru, vreo 6 persoane. Ce s-au mai mirat? Auzi mă, și ăla vorbește în limbi, auzi mă, și ăla vorbește în limbi. Doamne Iisuse Hristoase, umple adunarea Amin. De Duhul Sfânt. Amin. Și nu numai de vorbirea în limbi, de darurile Duhului Amin. Sfânt, care curg după botezul cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Amin. E o mare minunăție cuvântul Domnului pentru noi, pentru fiecare. Căci, zice versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul. Sufletul și Duhul sunt unite și teologii nu pot să-l despartă. Teologii zice, tot atât ai. Și atunci Leviticul spune, sângele face ispășire pentru sufletul care e în el. Deci sufletul locuiește în sânge. De aceea, când nu mai ai sânge, nu mai ai nici suflet. Dar cu trupul încărcat de sânge, sufletul se poate retrage. Ați văzut vreodată careva? N-ați văzut? Eu am asistat mai multe persoane când mor și am asistat împreună cu nepoțelele mele și cu copii pe nevastă mea când a murit. Când am văzut că s-a echipat și gata, atunci am prins-o așa de mână și m-am uitat. Și nepoțelele de aici, altele la picioare, întâi s-a tras sufletul din unghii, de la degete, și odată au vinețit. S-a tras până aici, a vinețit, s-a tras până aici, s-a tras până aici, s-a tras până la cot. La picioare la fel, unghiile, apoi degetele, apoi până la glezne, apoi până la genunche. Și când a trecut de aici în sus, a mai suflat odată grab și s-a dus. Sufletul a ieșit, sânge de acolo a rămas. Că astea se despart. Cuvântul lui Dumnezeu desparte Duhul și sufletul. Se despart de olaltă. Se desparte sufletul de sânge, iasă din el. Adesea ori mulți au avut ocazia cum am văzut o mamă la care a murit copilul de 10 luni, e vorbea pe geam cu cineva din stradă și pe lângă ea o scânteie a zburat. I-au și fugit la copil. Gata, scânteia s-a dus, copilul a rămas apă. Vezi? Sunt fel de fel de fenomene din astea. A murit un frate în biserică, l-au scos afară, au început să-i facă exerciții, nu știu ce. Dar când am sosit repede, acolo le-am spus, lăsați-l, nu-l mai chinuiți, că sufletul din el s-a dus. Părea că am văzut cum a ieșit din el și a zburat așa spre soare. S-a dus, a venit doctorul, nu mai a avut ce face, trupul a fost fără suflet. Dar sufletul poate fi chemat înapoi. Și asta se întâmplă. Se întâmplă, suflet chemat înapoi. S-au trimis de Dumnezeu înapoi.
Atâția frați au experimentat asta. Și am văzut-o și eu. O soră, Irina, a căzut jos, a murit. Fată ei, ținea de puls, gata, gata, a murit mama, gata, a murit mama. Dar eu mi-am adus aminte de o lucrare pe care am avut-o cu câtva timp înainte. Pregătește-te că prin mâinile tale vreau să fac o lucrare care va trece și peste granițe. Era pe vremea lui Ceaușescu. O trecut din timp, n-am știut, dar cu ocazia aia mi-a venit în minte, asta trebuie să fie. Am pus o mână pe frunte și una pe inimă și apoi tineret, fete astea urlau, strigau, plângeau aici, fata ei care era cadru medical, ținea de mână, plângea și aia. Și toți, eu m-am rugat. La un moment dat, nu m-am văzut că deschide ochii. Slavă Domnului! Vă mulțumesc că m-ați adus din nou la viață. Slavă Domnului! Slăvit să fie Domnul! Mărirea Lui! Atunci unul care n-avea credință, frate, dar n-avea credință, a scormonit un zvon puternic. Nu a fost mort, a fost așa numai. O leșinat, o nu știu ce, o nu știu cum. Dar era un băiat proroc din Galați și era dat afară din cult și anunțat bisericile să nu-l primească. Că el a prorocit atunci cum va cădea Ceaușescu și guvernul. Și la frazele era frică acum de asta. Dar când l-am văzut la noi, așa m-am bucurat. Și trecuse câteva luni. Și când a fost la gata, am pus pe sora asta, cadru medical, la care mama s-a înviat, să vedem, va zice Duhul Sfânt ceva. Să roagă asta cu putere și deodată Duhul Sfânt prin băiatul ăla îi descopere câteva taine ale ei propriu, după care îi spune, femeie, să știi că firul de viață a fost întrerupt, eu l-am legat înapoi. Aleluia. Mărire Domnului Iisus! Și atunci am rămas zidiți că minciuna n-a biruit. Doamne Iisuse, fii slăvit în veci! Dumnezeu lucră minuni! Și nu-i unul, în România au fost mai multe cazuri. Am avut la Borhanci pe unul Sălicu, tânăr fiind, nu știu de ce boale, a murit în spital și i-a trimis și l-a dus acasă în Borhanci cu multe lacrimi și plânsuri și l-a așezat în privar și s-a apucat să spoiască casa și să pentru mormântare, cum făceau oamenii pe vremuri. Dar au trimis după fratele Lazar și după sora Rozalie. Hai că a murit Sălicu. Au venit ăștia și l-au văzut aici, fratele Lazar s-a pus la capul lui aceea, s-a rugat, la un moment dat i s-a părut că vede ca o lumină coborând prin tavan și el strigă cu putere, Sălicule, scoală-te că a venit Domnul Iisus la tine! Și Sălicu s-a sculat. Apoi a fost dus în armată cu certificatul de mormântare. S-a tot luptat mult să ia certificatul, n-a reușit până un politruc. A venit, de să-l văd și eu. Și când l-a dat, nu l-a mai văzut. Politrucul a ascuns certificatul. Și azi mai trăiește Sălicu. Doamne, fii binecuvântat! Amin. Amin.
Multe aș putea să vă povestesc, dar vreau să vă povestesc ce-i nevoie să vă pocăiți. Amin. Să vă pocăiți și să nu vă pocăiți ca să fiți numai pocăiți. Să vă pocăiți cu o pocăință sfântă ca să putem ocupa locul nostru în Raiul lui Dumnezeu, Amin. În împărăția viitoare. Slăvit să fie Domnul Iisus! Amin. Ați auzit ce am citit aici și ce-o citit preiubitul frate? Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Să nu crezi că e noapte și apoi nu știe nimeni. Să nu crezi că nu mă vede nimeni. Cuvântul lui Solomon în Eclesiastul zice că și o pasăre poate să-ți ducă vorba. Și de atâtea ori să miră oamenii, mă, eu într-adevăr am zis asta, dar cine i-a spus, mă, că am fost numai eu cu nevasta, dar cine i-a spus la ăla? O pasăre. Să transmit nu numai prin aparatele moderne, că astea nu sunt altceva decât descopere ce-a făcut Iisus de la începutul lumii. Că toate lucrurile au fost făcute de El și pentru El. În felul acesta, deci, nu este nimic care să fie făcut și să nu fie în folosul lui Iisus. Ca apa. Apa este martoră. Dacă citești în capitolul 5 din Ioan, 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 17, pare că... Ce zice acolo? Oricine le bire este păcat, dar este un păcat care duce la moarte, nu duce la moarte. Așa. Atunci, 1 Ioan, așa, așa. 1 Ioan, eu și asta văd cu greu. Lui Iuda. Versetul 7 și 8. 1 Ioan 5 cu 7 și 8. Ce zice? Căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și acestea trei sunt una în mărturisirea lor. Ați văzut numai sângele, fiindcă-i sufletul în el. Trei sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul care nu poate minți. El e Duhul adevărului. Tot ce se întâmplă, el notează sigur și numai adevăr, nimic scintit. Sângele care are sufletul în el și totul se notează. Și apa care este un element indispensabil al lucrărilor lui Dumnezeu și care nu dispare. Nici un picur de apă nu dispare. El, dacă cade aici, se evaporează, se duce în nori. Vine cu ploile, cade pe pământ, intră în pământ, îmbogățește izvoarele, se duce în văi, în râuri, după aia în fluvii, după aia în mări, în oceane. Și Dumnezeu trimite norii la încărcat. Poate n-ați văzut vreodată cum... Mergeam odată de la Buffalo cu mai mulți frați
cu avionul, ploua așa mărunt, totul închis. Ne-am urcat deasupra norilor și acum trebuia să trecem peste lacul Chicago. Zic că o să vedeți o minune, că pe lacul Chicago Dumnezeu nu cheltuia apă, că acolo are apă. Dar poți vedea, mă. Când am ajuns la lacul Chicago, plaja de 2-3 metri lată cât era în jur, se vedea. O palmă de verdeață după plajă nu se vedea. Pe aia ploua. Pe lac era soare. Cât e lacul de mare, nu era un nor asupra lui. Încolo, dincoace de lac și după ce am trecut dincolo, ploua. Când am venit înapoi, a trebuit să trecem iarăși. Atunci era soare peste tot. Eu zic, acum cred că n-o să vedem lacul. Păi de ce? Norii, dacă nu-s pe cer niciun nor, înseamnă că stau la încărcat. Cum adică? O să vedeți. Măi, când am ajuns asupra lacului, tot cât e un nor care se încărca bine cu apă, ieșea mai sus decât ălalalt. Merem cu avionul mai încolo, altul ieșea mai sus. Să luptau între ei, care cum era mai încărcat cu apă, ieșea deasupra, ieșea deasupra. Și vântul îi lua și îi ducea unde le poruncea Dumnezeu. Într-un loc îi ducea ca o binecuvântare să crească recoltele, iarba și copacii și pomii, în alt loc îi trimitea ca blestem. Și apoi inunda sau smulge din rădăcini sau... Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Dar asta am văzut-o cu ochiul cum vă văd pe dumneavoastră. Ce minunat! Iov vorbește de înțelepciunea norilor. Te-ai gândit că un nor care trece pe deasupra e înțelept? Nu te-ai putut gândi. Dar în el este înțelepciune. El ascultă glasul lui Dumnezeu și împlinește porunca lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! De altfel, cuvântul Domnului ne spune că toate le-a făcut cu înțelepciune. Toate! Toate! Nu vedeți? Un sobol care scârmă prin pământ, face tunele și iese în grădini unde nu vrei câte o moșuroi pe atâta. Și ăla e cel mai mare medic din lume. Niciun medic chirurg din lume nu știe ce știe ăla. În galeriile lui pătrund din afară gâze, ce știu eu, cărăbuși care umblă. Când cade, el are un simț, el n-are ochi. Are ochi, dar nu vede cu ochii. În schimb, are un simț și un miros puternic. Odată fuge. Când o prins gâza aici sau râmă sau ce îi, el știe de unde să îl muște ca să-l paralizeze. Și îndată nu-i mai mișcă niciun picioruș. Și îl cară și îl pune în depozit. El nu mâncă mort, el mâncă conserve vii. Și tu când îl vezi, îl omori. Tu nu știi câtă înțelepciune a pus Dumnezeu și în sobolul ăla care umblă pe sub pământ. Da, păi într-o pasăre, da, păi în câte le poți vedea cu câtă înțelepciune. Și toate, mai ceva, toate au pus Dumnezeu în ele cântarea, ca și în om. Și care nu știe cânta, iubește cântarea. Dacă ai un animal, cântă-i cu o vioară, cântă-i cu acordeonul, să vezi cum se bucură, cum vine să vadă ce cântă până să-ți miroasă acordeonul. O vacă. Sau am văzut fermă mare de vaci la care le-au băgat muzică. Păi de ce?
Dacă au muzică, dă mai bine lapte. Fără muzică, vaca nu dă lapte cum trebuie. Nu auzi? Că toate sunt făcute cu înțelepciune. A lui Dumnezeu să fie slava. Dar pe noi, pe oameni, Dumnezeu ne-a dat o dublă înțelepciune. O înțelepciune pentru viața de acum și o înțelepciune pentru viața viitoare. În viața de acum să știm să ne chibernisim, să știm să muncim, să știm să clădim, să știm să ne creștem copilașii, să îi îmbrăcăm, să îi educăm. Asta e înțelepciunea pentru acum. Dar ne-a dat o înțelepciune pentru viața viitoare. Și pentru asta nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Acum să vă siliți, că acum e momentul mărire Domnului Iisus Hristos. Auziți ce zice aici? Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut ce? Cerul. Ai văzut, mă, mulțimea de ceruri, cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Ajută-ne, Doamne! Cui ai mărturisit tu despre Iisus? Cui ai mărturisit tu că în Iisus se capătă iertarea păcatelor? Pe cine ai convins prin mărturisirea ta că și el trebuie să vină la Iisus? Te-ai luptat tu cu cineva? Tu nu te-ai luptat. Ție-ți rușine. Dacă ieși în stradă și întâlnești un necunoscut, te-ai oprit vreodată? Măi, nene sau liță, e mai bătrână, bunică sau așa. Dacă mor la noapte, unde te duci? În rai sau în iad? Mă atâta să-l întreb. Să vezi cum îi miști inima. Dar dacă nu-i zici nimic, poate nici bună ziua, sau mai mult am văzut frați pe care și zilele trecute într-o piață i-am salutat cu pacea Domnului, dar nu-i zis nimic. Le rușine între oameni să zică pacea Domnului. Ce să știe alții că eu sunt pocăit? Păi dacă nu știe nimeni că ești pocăit, nici Dumnezeu nu știe de tine că ești pocăit. Măi, dragii mei, la mine în casă veneau tot felul de oameni. Aveam un scriitor care venea. Dar eu când intra, pacea Domnului, dădeam mâna cu el, apoi el bombănea, ce bombănea, dar eu nu-l slăbeam. Și așa am avut pe mulți care mi-au luat vorba și au zis pacea Domnului. În continuare. E o minunăție să nu te ascunzi. Am fost sâmbătă, ieri a fost săptămâna, a fost o serbare în Sebeșel, fiii satului, și m-a chemat și pe mine. Și dacă am fost venit aici, m-am dus între ei. N-au s-au adunat la cămin și au făcut acolo ca un consiliu. M-am mirat că satul Sebeșel e un sat mic și au avut pământ tare puțin. Apoi tot o cumpăra pe munte, colo-colo, dar pe lângă sat ei nu prea au pământ. Dar asta au făcut să nu-și ție copiii, că n-au avut ce le da de lucru și i-au trimis la școală. Și acum m-am mirat. Doctori, ingineri, profesori, învățători, educatori, tot felul de profesii, toți învățați, mă! Și am apărut și eu între ei. Eu, cu școala pe genunchi, măriți să fie Domnul. Dar minune au ținut să-mi dea un certificat de cetățean de onoare,
scrie pe el cu literă mare pentru vestirea Evangheliei și pentru ajutorarea săracilor. Bă, dacă asemați scris aici, o să vă spun și eu. Și le-am spus întâi o poezie. Și după aia le-am vorbit și din cuvânt. Măcar că ei aștepta doar să iau hârtioara lor, un tablou ce mi l-au făcut și să plec. După cum să pleci, mă, să-i lași numai așa pe atâța? Am început să le spun. Cine ești? De unde vii? Poți tu oare ca să știi? În ce scop te-ai zămislit? Pe pământ la ce ai venit și trăind? La ce trăiești? Ce solie tu împlinești? Că tu ești rău, tot tu ești bun, tu înțelept, tot tu nebun. Și viața întreagă ți-o petreci, ostenind în lupte seci, cu necazuri, cu nevoi, strângi mereu și aduni comori. Și la urmă, ca strântit, te duci sărac cum ai venit. Pleci din lume încredințat că destinul e neschimbat. Din neființă pe pământ, dintr-un leagăn în mormânt și de aici, mister, abis, viața n-a fost decât vis. Dar dacă visul trăiești frumos în împărăția viitoare, vei împărăți cu Hristos. Mărit să fie Domnul. Amin. Mi-a plăcut poezia. Și la ei învățați, avea și preot și la toți mi-a plăcut poezia. Apoi după aia am continuat să le spun câte ceva. Și apoi am plecat la loc. Măi, să nu-ți fie rușine de Iisus, oriunde-i fii. Ori tânăr, ori bătrân, ori la școală, oriunde-i fi, să nu-ți fie rușine de Iisus. Iisus trebuie vestit. Aici am citit să-L mărturisești pe Iisus. Dacă îl ai în tine, păi nu-ți fie rușine, mă, spune la toți. Mărit să fie Domnul Iisus. Și în felul acesta vei dobândi un har, căci n-avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Mare lucru ne-a spus aici apostolul, mare lucru. Ca să căpătăm har, trebuie să împlinim celelalte și apoi vom fi ajutați la vreme de nevoie, căci lui nu-i rușine de noi și el ne compătimește, simțește cu slăbiciunile noastre. Noi ne căim, ne mărturisim, Doamne, scapă-mă de asta, iartă-mă de asta. Dar Iisus mijlocește la Tatăl pentru noi. Pe lângă asta, mijlocește și Duhul Sfânt care ni s-a dat și El mijlocește cu cuvinte negrăite sau neînțelese de noi înaintea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, pentru sfinți. Toți cei care au primit cuvântul vieții, care au primit Duhul Sfânt, sunt sfinți. Vă binecuvânt în numele Domnului pe toți sfinții de aici și pe toți sfinții de peste tot.
A Domnului să fie slava, cinstea și puterea în vecii vecilor. Glorie lui Iisus Hristos. Amin.